accelerează Brown. Excelent strong în fața lui, din nou Brown, coș de 2 puncte. Doar 2 puncte mai înscris Gaic. În rest, reușirea lui Pena Strong, Stewart de 3. În momentul în care Stewart accelerează, Lidov în fața lui, Stewart, stop shoot de la linia de libere, aruncare ce intră. Nograsu pe tușă, lasă pentru Stipanović, floaterul lui Stipanović, 2 puncte. Încă un 20% până în acest moment, Bircević. Aruncă de 3, Bircević înscrie. Stewart de 3, înscrie. Bircević, aruncare deschisă, încă 3 puncte pentru spate la Richard. Pasă ușor incomodă, Richard încearcă pătrundere, lasă pentru Bircević, de 3, mingea intră. Lui Nicola Gaic, asupra lui Hogue, nu se aștepta americanul să primească și ceva, dar uite, se revanșează Hogue aici și fură mingea și vine atacul devastator al lui Patrick Richard. Stipanović. Vlahović lasă pentru Lilov, ratează Lilov. Minge recuperată de Stewart la clujeni, pasă pentru Brown și e coș cu faul. Vlahović spune că nu l-a atins. În somot hei și la Mierzbeleni. La Steaua în 2018-2019, așa cum ca un club care se respectă, Clujul ia interviuri pentru recuperare. Ilea Jagdia Stewart, iată la cum în imagine, de 3. Înscrie! 55-58, accelerează Bircević. Coșul lui Bircević. Stipanović pentru Richard. Richard pentru Kolchag. Lilov în fața lui Bircević, de 3. Bircević înscrie. Richard, de 3. Înscrie și Patrick Richard. Stewart. Stop shoot-ul lui Stewart din fața lui Strong. Stewart, dunk-ul lui Stewart pe această pătrundere. Scorul în acest sfert al treilea. Ultimul atac al clujenilor, Richard va trebui să arunce. Richard, stop shoot și sunt 2 puncte pe sirenă pentru Patrick Richard. Hogue și Comatina. Înscrie Hogue. Hogue în duel cu Comatina, așteaptă pe Stewart. Încrucișări succesive. Stewart înscrie de 3. Richard. Hogue. Așteaptă din nou pe Richard. Richard de 3. Înscrie din fața lui Olah. Stewart încearcă pătrunderea, coș cu fault, Elijah Stewart, MVP-ul meciului. Stewart, Richard, pasă pentru Kolchag de 3, înscrie Kolchag. Înscrie Stewart, moment în care Dragan Petricevic cere timeout. 98-88 în favoarea Clujului în fața celor de la Timișoara.